Hei, salutare prieteni! Astăzi vom vorbi despre triunghiul, definiție, clasificare, construcție. Ce este triunghiul? După cum vă puteți da seama, este o formă de bază în geometrie. Am făcut cunoștință cu el de pe vremea grădiniței. Triunghi. Tri vine de la trei, iar unghi vine de la unghi. Deci, o figură geometrică formată din trei unghiuri și trei laturi. Să nu uităm nici cele trei vârfuri, adică punctele în care se întâlnesc laturile. Definiție. Triunghiul este forma geometrică formată din trei puncte necoliniare și segmentele de dreaptă care unesc aceste puncte. Simbolul triunghiului este litera grecească delta. Vârfurile triunghiului sunt cele trei puncte necoliniare. Laturile triunghiului sunt segmentele de dreaptă care unesc vârfurile. Unghiurile triunghiului sunt formele geometrice formate din intersecția laturilor triunghiului. Suma unghiurilor unui triunghi este de 180 de grade. Dacă am luat unghiurile unui triunghi și le-am pune unul lângă altul cu aceeași origine, am obține un unghi alungit. Punctul interior. Punctul interior unui triunghi este un punct interior fiecăruia din unghiurile triunghiului. Punctul exterior. Punctul exterior al unui triunghi este un punct care nu este interior triunghiului și nu este situat pe una dintre laturi. Perimetrul unui triunghi. Perimetrul unui triunghi este egal cu suma lungimilor tuturor laturilor. Clasificarea triunghiilor. În episodul trecut despre geometrie am vorbit despre unghiuri. Dacă doriți să îl revedeți, găsiți linkul în descriere. Așa că vom începe cu clasificarea în funcție de unghiuri. Știm că toate unghiurile mai mari de 0 grade și mai mici de 90 de grade se numesc unghiuri ascuțite. Triunghiul ascuțit unghic. Triunghiul ascuțit unghic are toate unghiurile ascuțite. Unghiul cu măsura de 90 de grade se numește unghi drept. Triunghiul drept unghic. Triunghiul drept unghic are un unghi drept. Toate unghiurile mai mari de 90 de grade și mai mici de 180 de grade se numesc unghiuri obtuze. Triunghi obtuzunghic. Triunghiul obtuzunghic are un unghi obtuz. Observați că fiecare triunghi are cel puțin două unghiuri ascuțite. Nu putem presupune că este ascuțit unghic, doar pentru că am găsit două unghiuri ascuțite. Cel de-al treilea unghi stabilește felul triunghiului. Clasificarea în funcție de laturi. Dacă privim cu atenție laturile unui triunghi, observăm că există trei posibilități. Laturile au lungimi diferite. Două laturi au aceeași lungime. Sau toate trei laturile au aceeași lungime. Triunghiul scalen sau oarecare. Triunghiul scalen sau oarecare are toate laturile de lungimi diferite. Triunghiul isoscel. Triunghiul isoscel are două laturi de aceeași lungime, deci congruente. Triunghiul echilateral. Triunghiul echilateral are toate laturile congruente. Să încercăm acum să folosim cele două clasificări împreună. Triunghiul ascuțit unghic, treptunghic, obtuzunghic. Și triunghiul scalen, isoscel și echilateral. Triunghiul scalen poate fi ascuțit unghic, dreptunghic și obtuzunghic. Triunghiul isoscel poate fi ascuțit unghic, dreptunghic și obtuzunghic. Triunghiul echilateral este ascuțit unghic pentru că are toate unghiurile egale. Cum nu putem avea trei unghiuri drepte sau trei unghiuri obtuze într-un triunghi, nu va putea fi triunghi dreptunghic sau obtuzunghic. Construcția triunghiurilor. Pentru a construi un triunghi avem nevoie de o riglă, un raportor și un compas. Și mai avem nevoie de câteva date despre triunghiul pe care vrem să îl construim. De exemplu, lungimile a două laturi și măsura unghiului dintre ele.
măsura a două unghiuri și lungimea laturii dintre ele, sau lungimile celor trei laturi. Să le luăm pe rând. Lungimile a două laturi și măsura unghiului dintre ele, prescurtat LUL. Să spunem că avem de construit triunghiul ABC cu latura AB de 10 cm, latura AC de 7 cm și unghiul A sau BAC de 45 grade. Desenăm cu rigla o latură de 10 cm. O notăm AB și scriem sub ea lungimea. Punem raportorul în punctul A. Măsurăm un unghi de 45 de grade. Facem un semn. Unim cu rigla punctul A cu semnul. Notăm măsura unghiului 45 de grade. Măsurăm 7 cm și marcăm punctul C. Scriem lungimea laturii. Apoi, unim cu rigla punctul B și punctul C. Măsura a două unghiuri și lungimea laturii dintre ele, prescurtat ULU. Să spunem că avem de construit triunghiul ABC cu unghiul A sau BAC de 50 de grade, unghiul B sau ABC de 30 de grade și latura AB de 8 cm. Desenăm cu rigla o latură de 8 cm. O notăm AB și scriem sub ea lungimea. Punem raportorul în punctul A, măsurăm un unghi de 50 de grade, facem un semn. Unim cu rigla punctul A cu semnul, notăm măsura unghiului 50 de grade, punem raportorul în punctul B, măsurăm un unghi de 30 de grade, facem un semn, unim cu rigla punctul B cu semnul, notăm măsura unghiului 30 de grade, punctul în care cele două drepte se intersectează este punctul C. Lungimile celor trei laturi, prescurtat LLL. Să spunem că avem de construit triunghiul ABC cu latura AB de 9 cm, latura BC de 8 cm, latura AC de 10 cm. Desenăm cu rigla o latură de 9 cm, o notăm AB și scriem sub ea lungimea. Luăm compasul și măsurăm cu rigla o deschidere de 8 cm. Punem vârful compasului în punctul B, desenăm un arc de cerc, apoi măsurăm o deschidere a compasului de 10 cm. Punem vârful compasului în punctul A și desenăm un arc de cerc. Punctul în care se întâlnesc cele două arce de cerc este punctul C. Unim cu rigla punctul A și punctul C, apoi punctul B și punctul C. Am lăsat la urmă acest caz pentru a sublinia un lucru foarte important. Suma lungimilor a oricare două laturi trebuie să fie mai mare decât lungimea celei de-a treia laturi. Să zicem că avem o latură de 10 cm, o latură de 3 cm și o latură de 5 cm. Desenăm latura de 10 cm și încercăm să trasăm arce de cerc cu raza de 3 și 5 cm. Arcele nu se vor întâlni niciodată. Este imposibil să desenăm un triunghi. Dar, dacă am avea o latură de 10 cm, o latură de 3 cm și o latură de 7 cm, cele două arce se întâlnesc, dar se întâlnesc pe latură. Cele trei puncte sunt coliniare. Să încercăm să identificăm câteva triunghiuri. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să apăsați butonul like.
și să vă abonați la canalul meu. Puteți să scrieți în comentarii ce v-ar mai plăcea să vedeți. Pe curând!